Igor Cuciuc și soția sa, scenă sfârșitoare la cimitir, la două zile după ce și-au condus fiica pe ultimul drum. Ce au găsit la mormântul Andrei? Ți se face pielea de căină. Și un îngeraș alături de ea. Igor Cuciuc și soția sa sunt copleșiți de durere după pierderea fulgerătoare a fiicei lor, Andreea, în vârstă de doar 17 ani. Tragicul eveniment s-a petrecut în timpul balului bobocilor unde adolescenta a suferit un stop cardiorespirator. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală de urgență, Andreea nu a supraviețuit, iar vestea morții sale a avut un impact devastator asupra părinților, care încă nu își pot reveni din șocul provocat de această nenorocire. Pe 18 noiembrie, Andreea a fost condusă pe ultimul drum, iar Igor Cuciuc și soția sa nu își pot explica cum o asemenea tragedie a putut să aibă loc. Părinții sunt dărâmați de durere și se confruntă cu o mare frustrare, Neștiind cum să-și continue viețile fără fata lor. Igor a declarat că fiecare zi este un adevărat schimb pentru ei, mai ales că moartea fiicei a venit pe neașteptate, în plin moment de bucurie. După înmormântare, artistul a vizitat mormântul fiicei sale alături de soția sa și a împărtășit cu fanii săi, pe rețelele de socializare, câteva momente extrem de emoționante. Cei doi au descoperit o poezie dedicată a Andrei -ei, scrisă de o doamnă pe nume Manolache Valentina care le-a adus o mică rază de lumină în această perioadă întunecată. Versurile poeziei sunt o dea dusă fiicei lor, descriind-o ca blândă, dulce și talentată și evocând imaginea unei flori albe de cais, simbolizând puritatea și fragilitatea vieții. Cindia, de asemenea, și-a exprimat durerea printr-un mesaj profund, postând pe internet despre vizita la mormântul Andrei. Andrei, am fost azi cu mama la tine, tu nu ne-ai dat niciun semn am găsit o poezie scrisă pentru tine și un îngeraș alături de ea. Aceasta este o ilustrație a iubirii și a dorului profund pe care părinții îl simt și care îi va însoți toată viața. Este evident că la scurt timp după moartea sa, Andrei a lăsat un gol imens în inimile celor care au iubit-o. Igor Cuciuc își împărtășește durerea cu publicul său, iar ultimele sale postări pe rețelele de socializare au fost un strigăt de ajutor și un mod de a-și păstra via amintirea fiicei sale. Durerea părinților este amplificată de lipsa de înțelegere și de neputință în fața unei astfel de tragedii, iar poveștile din jurul morții Andrei subliniază fragilitatea vieții și importanța de o prețui fiecare.